Andrei Gag a înregistrat cea mai bună performanță din carieră după ce a reușit o aruncare de 20 de metri și 3 centimetri, un rezultat de top 10 european. Fost medaliat la mondialele de juniori, Andrei Gag a fost recompensat pentru acest rezultat cu 4.000 de lei, fiind remarcat și de președintele Federației Române de Atletism, Ion Sandu. Am avut un concurs bun, care plasează atletismul românesc printre primele locuri în Europa. I-am remarcat la București pe Cristina Bujin, Daniela Stanciu, Cătălin Câmpeanu, Andrei Gag, Sergiu Caciureac și Georgiana Aniței. Săptămâna viitoare avem un meeting la Istanbul, urmat de Balcaniadă, iar imediat după aceea, campionatele europene de la Praga, unde sper să avem cât mai mulți sportivi în față și, de ce nu, una-două medalii, a declarat președintele Federației Române de Atletism, Ion Sandu.